dimineața sub prefectul județului. Am fost desemnat să conduc această ceremonie de depunere a jurământului. Având în vedere caracterul solemn al acestei ceremonii, cu permisiunea dumneavoastră, să vă rog să ne ridicăm să ascultăm din nou. Celui mai experimentat dintre consilieri, ca să nu spunem cel mai în vârstă dintre consilieri, sens în care, potrivit identificării doamnei secretar general, doamna Eufrosina Andriuae va fi persoana care va conduce și vă rog să poftiți lângă noi. Sunteți desemnat președintele acestei ședințe și veți fi ajutată, bineînțeles, de doi dintre cei mai tineri colaboratori din Consiliul Local, respectiv doamna Ioana Atudosiei Mirăzițe și domnul George Altur. Vom începe cu depunerea jurământului de către consilierii locali, declarați validați de către instanță, în sens în care de la judecătorie am primit încheierile, le-a primit și doamna secretar general. Înainte de a invita să depună jurământul, o să rog pe doamna secretar general să prezinte pe scurt câteva aspecte din dispozitivul acestei încheiere a judecătoriei. Procedura de depunere a jurământului, aici în stânga noastră, aveți Biblia și Constituția cu mâna stângă pe cele două cărți extrem de importante pentru fiecare dintre noi. Depune jurământul. Jurământul se semnează în două exemplare. Unul dintre exemplare rămâne la dosar, la secretarul general, unul păstrați dumneavoastră. Vă rog, doamna secretar general. O să dau citire încheierii cu numărul 6645 din 30 ianuarie 2024. Obiect: validare mandat consilier. La data de 11.06.2024 a fost înregistrat pe rolul judecătoriei Piatra Neamț sub număr de dosar 7733/279/2024, dosarul întocmit de biroul electoral de circumscripție numărul 67 Săvinești, în vederea validării de către instanța mandatelor consilierilor locali, declarați aleși la alegerile autorităților publice locale prin data de 9.06.2024. Aceasta dispune, admite cererea privind propunerea de validare și validează mandatele următorilor consilieri locali declarați aleși, respectiv Chele Constantin, Bran Liliana, Dumitriu Constantin, Atudosie Mirăuțe Ioana, Blaga Cristinel, Bontaș Năstase Lenunța în reprezentarea Partidului Național Liberal, Roman Constantin, Horciu Daniel, Turcu George, Herescu Dragoș Iulian, Andriuae Eufrosina în reprezentarea Partidului Social Democrat, Anzini Ionela Simona, Vasiliu Ana, în reprezentarea Alianței pentru Uniunea Românilor, Dediu Brândușa Paula, candidat independent. Este cu titlul executoriu, se legalizează ca rămasă definitivă prin reapelare la data de 8.10.2024. Perfect, mulțumesc frumos, doamna secretară general. Având în vedere îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 116, alineatul 1 din Ordonanța de Urgență 57-2019 privind codul administrativ, respectiv validarea unui număr de mandate de consilier local mai mare decât numărul natural strict, mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit articolului 112 din 57-2019, se declară
deschise lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Săvinești. O să începem atunci procedura de depunere a jurământului. Subsemnat Apontaș Măstar Slăinuța, consilier local al Consiliului Local Săvinești. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Săvinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Săvinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Zibiu, să se gândește domnul Gherescu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Săvinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Citire încheierii numărul 7046 din 11.10.2024. La data de 11.06.2024 a fost înregistrat pe rolul judecătoriei Piatra Neamț, sub număr de dosar 7732/279/2024, dosarul întocmit de biroul electoral de circumscripție numărul 67, Comuna Săvinești, județul Neamț, în vederea validării de către instanță a mandatului de primar pentru candidata Dumitrache Elena Prândușa. Instanța dispune, admite sesizarea formulată de birou, validează mandatul pentru funcția de primar al Comunei Săvinești, județul Neamț, obținut de doamna Dumitrache Elena Prândușa, candidat Partidul Național Liberal. Este cu titlul executoriu și se legalizează ca definitivă prin reapelare la data de 21.10.2024. Subsemnată Dumitrache Elena Brândușa, primar al Comunei Săvinești, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din ordonanță 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Săvinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Câteva din obligațiile legale pe care le aveți în calitate de consilier local, respectiv de primar, prin prisma legislației incidente pe zona de incompatibilități sau conflict de interese. Vă rog. Vă aduc la cunoștință reglementările din legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare, precum și cele din ordonanța de urgență 57/2019 referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali. O parte din dumneavoastră, din staful vechi al Consiliului Local, știți deja despre această lege. Celor tineri și nou veniți o să le punem la dispoziție în ședințele următoare. Vă mai aduc la cunoștință că urmarea renunțării doamnei Dumitrache Elena Brândușa la mandatul de consilier local este necesară validarea supleantului conform articolului 119 din Codul Administrativ. Urmează din partea Partidului Național Liberal să fie validat domnul Sabin Valentin ca supleant în ședința următoare. Am constatat că s-au îndeplinit condiții legale pentru constituirea Consiliului Local, sens în care, în termen de 3 zile, aveți obligația să transmiteți procesul verbal către instituția prefectului în vederea emitei ordinului de prefect, care va consfinți
ca și document constituirea legală a acestui Consiliu. În altă ordine de idei, având în vedere importanța momentului, faptul că sunt destul de multe persoane în sală pe care le cunosc, unii cu o experiență bogată în administrație sau în alte profesii pe care le-au desfășurat, vreau în primul rând să vă felicit pe toți cei care ați depus astăzi jurământul, în frunte cu doamna primar, doamnele și domnii consilieri. De asemenea, pentru că așa este frumos și corect, vreau să mulțumim domnului primar Horciu pentru activitatea pe care a desfășurat-o în folosul cetățenilor din Comuna Săbinești, precum și celorlalți consilieri locali care nu se mai află în componența noului Consiliu Local. Ca om de administrație, vreau să vă spun că dumneavoastră, cei 15, bineînțeles și cu supleantul care va depune jurământul în fața Consiliului Local într-o ședință viitoare, reprezentați emanația voinței celor 7.000 de locuitori care sunt în Săbinești. Sunteți 15 persoane în Consiliul Local, în Legislativul, cei care decideți ce se întâmplă cu această comună și ce se întâmplă bine pentru locuitorii comunei. Și vă rog, așa cum ați citit foarte mulți dintre dumneavoastră cu emoție textul jurământului, să folosiți ca pe un crez. Chiar să vă puneți în slujba cetățenilor din Comuna Săbinești priceperea, puterea de muncă și, nu în ultimul rând, mai e acolo sintagmă, buna credință. Sunt convins că toți cei 7.000 de locuitori, aproximativ 7.000 de locuitori, așteaptă de la dumneavoastră să întâmple lucruri bune. Ca și fiecare dintre noi ne dorim să ducem un trai bun, să avem condiții bune și recomandarea mea, dacă vreți, nu este o chestie imperativă și nu este o dispoziție emisă de instituția prefectului, doar din prietenie, din respect față de toți cei de prezenți, vă spun că e important să fiți până la urmă o echipă care să lucreze în favoarea locuitorilor comunei. Pentru că poate mai fi segmente care așteaptă cancan, circ sau... Dar cred că marea majoritate a locuitorilor doresc liniște și, bineînțeles, evoluție pe bază de idei, de proiecte, de tot ceea ce e bun. Repet, fiecare dintre dumneavoastră, din cei 15, până la doamna primar, ați fost investiți de populația din Săbinești până la urmă. Nu v-a numit cineva într-o funcție sau... Deci vă bucurați de sprijinul, de respectul și de încrederea cetățenilor și acesta e sfatul meu, dacă vreți, până la urmă și recomandarea mea să încercați să faceți lucruri, că întotdeauna există, oricâte s-au făcut, întotdeauna există loc de mai bine, de mai mult și asta e tendința spre care mergem.